Polițiștii au demarat campania la Gârla Mare, pentru că aici fenomenul care este întâlnit în tot județul este cel mai frecvent. Oamenii legii au avut mai multe sesizări de la cultivatori, care reclamau faptul că le-au fost distruse culturile de oile ciobanilor. Crescătorii de animale au însă și ei nemulțumiri. Prea suntem așa cu oile astea, nu suntem să avem și noi libertate cu ele așa, ăla că, că e pământul meu, ăla că e asociația lui nu știu care, ăla, pe unde să ne mai ducem? Eu sunt cu oile în câmp acum, iar mâine mi le iau și mi le duc unde am plătit pășune, eu îmi plătesc pășune pentru vite. Iar domnul are dreptate, nu se băgăm pe ele, că nici mie nu-mi place, un pugon de grâu nu-mi place să mi-l mănânce altul cu vite. La noi a zis de Pristul, da, noi am păscut toată vara către Pristul și când dădea din izlaz îi ziceam, domn primar, iar răzda din izlaz. Păi știți că nu știu ce. Ok, am înțeles, izlaz unde? Pe malul Dunării, pietre, nisip, ce mănâncă? Mie personal sunt aproape 100 de hectare de orz care au fost păscute. Nu se mai poate, trebuie să facem ceva. Polițiștii le-au explicat ciobanilor că încalcă legea și că sunt pasibili de amenzi și chiar dosar penal. Poate să fie amendați cu un contravențional pentru nesupraveghere, iar pentru distrugere se poate tocmi dosar penal și cu despăgubirea pagubelor necesare. Campania va continua pe întreg teritoriul județului Mehedinți în următoarele săptămâni. Polițiștii încearcă astfel să limiteze pagubele aduse cultivatorilor.